Autoritățile medicale britanice urmează să ia decizia dacă Nurofenul va fi interzis și scos de pe piață sau dacă va fi eliberat doar pe baza unei prescripții medicale. Agenția Europeană a Medicamentului derulează la rândul său o anchetă proprie în privința pseudoefedrinei și dacă rezultatele vor releva un risc crescut. Restricția se va impune în toată Uniunea Europeană. Ambele anchete vizează efectele secundare rare, dar mortale, care ar putea fi produse de pseudoefedrină asupra creierului, un decongestionat care se găsește în zeci de medicamente, care se eliberează fără prescripție medicală și pe care îl iau milioane de oameni. Agenția de reglementare a medicamentelor și a produselor de sănătate din Marea Britanie analizează dovezile disponibile pentru a vedea dacă este necesară schimbarea regulilor de vânzare a pseudoefedrinei, informează Daily Mail. Responsabilii din domeniul sănătății publice din Marea Britanie au fost alertați de rapoartele privind pacienții care au suferit de două afecțiuni rare care pot provoca accidente vasculare cerebrale asociate administrării unei serii de medicamente ce conțin pseudoefedrină. Aceasta funcționează prin îngustarea vaselor de sânge inflamate din sinusuri, care cauzează în primul rând blocarea nasului. Jurnalul unde a fost publicată pentru prima dată această informație a afirmat că urmează să se decidă dacă autorizațiile de introducere pe piață pentru medicamentele care conțin pseudoefedrină trebuie să se schimbe. Ancheta proprie a Agenției Europene a Medicamentului a venit ca urmare a preocupărilor legate de riscul de sindrom de encefalopatie posterioară reversibilă și de sindromul de vasoconstricție cerebrală reversibilă. Ancheta proprie a Agenției Europene a Medicamentului urmează să decidă dacă autorizațiile de introducere pe piață pentru aceste medicamente trebuie modificate, suspendate sau retrase în întreaga Uniune Europeană. Oficialii nu au precizat câte cazuri de PRES sau RCVS legate de pseudoefedrină au fost depistate pentru a justifica această anchetă. S-a indicat un număr mic care a fost înregistrat în bazele de date de supraveghere și în literatura medicală, relatează mesajul.ro.